lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumim lui că în seara aceasta, prin harul lui și prin ajutorul lui, suntem aici la părtășie. Și îmi doresc din toată inima, așa cum obișnuiesc să spun de fiecare dată când suntem la casa Domnului, să avem o închinare în duc și în adevăr, așa cum îi place Domnului. Mai mult decât venirea noastră la casa Domnului, care este importantă, desigur, mai mult de ceea ce simțim în sufletul nostru, ca și suflet, sentimentele care avem când venim în casa Domnului, poate cercetați de cuvântul Domnului, poate că putem să și plângem la cuvântul Domnului sau la mesajul cântărilor sau poeziilor, dorim să ne închinăm înaintea Domnului în duh, în sensul acesta încât Duhul Domnului, Domnul să ne poată să vorbească la nivel de Domnul. Atunci când o persoană, când un copil al lui Dumnezeu se întâlnește cu Domnul și se închină lui Duh și în adevăr, omul acela pleacă schimbat. Nu poți să pleci din prezența Domnului fără să nu iei o decizie, pentru că de fiecare dată când Domnul vrea să-ți vorbească, vrea să-ți vorbească pentru că vrea mai mult de la tine, vrea să te facă mai destoinic, așa cum spunea Apostolul Pavel, că omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute să avem această închinare în Duh și în adevăr. Să amintea dimineață că ori de câte ori copiii Domnului se adună la oaltă, o carte de aducere a minte este scrisă în cer. Slăviți să fie Domnul Domnului. Ne vom bucura într-o zi. Ne vom bucura într-o zi că se va scrie acolo și vom citi și noi și se va citi în fața noastră. Când data cu tare, eram toți adunați la casa Domnului la Montreal. Alții stăteau la casele lor, alții priveau la televizor, alții făceau alte lucruri. Noi, copiii, eram adunați la oaltă. Și am stat două ceasuri și ne-am rugat. Și am cântat. Și am ascultat. Și l-am glorificat pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dorim să avem aceste închinări sfinte înaintea lui Dumnezeu. Pentru că într-o zi ne vom întâlni cu tot ce am făcut noi. Și Domnul să ne ajute ca în ziua aceea Domnul să se bucure de noi și să spună vino slugă bun. Domnul să ne ajute la toți. Aș dori ca în seara aceasta să vă împărtășesc cuvântul Domnului care l-am pe inimă și deși s-a citit de multe ori pasajul acesta cu prilejul Sfintelor Sărbători, a Paștelor, al morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, partea aceasta, cred că fratele Iosif mi-a lăsat-o mie. Nu o să am pretenția că am să vă spun tot ce se poate spune de aici. Am să vă spun ceea ce am pe inimă să vă spun. Și Domnul să mă ajute la lucrul acesta. Ceea ce m-a frapat și mă frapează și am rămas de prima dată de când am văzut acest cuvânt, când mi-a fost programat, a fost expresia aceasta pe care Domnul Iisus i-a spus-o lui Petru. Tu vino după mine. Este destul de simplă. Am zice, ce mare lucru. I-a spus Domnului Petru, vino după mine. Sigur că e simplă. Nu e o expresie foarte complicată. Însă faptul a răspunde Domnului că vrei să mergi după El și că vrei să îl urmezi, implică o grămadă de lucruri. Implică o responsabilitate extraordinară. Și am să vă arăt cu ajutorul Domnului că au fost oameni cu intenții bune, care au vrut să-L urmeze pe Domnul, dar nu au fost gata să plătească prețul pe care l-a cerut Domnul de la ei. Și n-au putut să-L urmeze. Au vrut. Intenția era bună. Ar fi vrut să... Chiar i-au propus Domnul și i-au spus, mergeți cu tine, vrem să mergem după tine. Dar când Domnul le-a spus prețul și le-a spus ce e de făcut, până au plecat triști, alții și-au făcut cartul și-au dat seama că nu pot să facă. Nu pot să facă lucrul acesta. Noi toți am spus Domnului că vrem să mergem după El, așa-i? Amin. Domnul să ne ajute să mergem după El. Dar știți ce înseamnă, vă spun doar câte, un lucru să vă spun, ce înseamnă să-i spui Domnului, vreau să vin după tine, vreau să te urmez. Aia înseamnă, frați și surori, că de astăzi, sau de când i-am spus Domnului, noi nu mai putem să judecăm pe niciun frate și pe nicio soră. Și pe nimeni. Știți de ce? Pentru că noi suntem în urma Domnului. Domnul e în fața noastră. Păi dacă Domnul nu i-a judecat încă pe oameni, dacă Domnul nu i-a judecat pe frați și pe surori, că nu i-a judecat încă, încă îi lasă să trăiască. Și câteodată lasă să trăiască chiar oameni cu păcate printre cei din adunare. Și Dumnezeu nu-i trăznește și nu-i judecă așa cum îi judecăm noi. E așa?
dacă vreau să mă duc după El, va trebui să nu-i judec pe oameni niciodată înainte ca să-i judece El. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Este în reflexul nostru uman să ne intereseze frații, surorile, vecinii, colegii și să dar ăsta așa, el așa, ăla mi-a făcut atâtea, uite că l-a judecat Dumnezeu, l-a bătut Dumnezeu, Dumnezeu nu doamne, așa spune noi. Dar nu e așa. Că Dumnezeu nu i-a judecat încă pe oameni. Încă are milă și dorește să se întoarcă la El. Amin. Domnul să ne ajute și noi să nu-i mai judecăm pe oameni. Asta e numai una din consecințe. Dar ele sunt multe. În momentul când ne angajăm, că vrem să slujim pe Domnul și că să mergem pe urmele Lui, așa cum spunea Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Hristos. Amin, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să călcăm pe urmele Lui. Este foarte important, așa cum menționa fratele Dorin azi dimineață, din Psalmul 46, versetul 10, unde se spunea acolo, la un moment dat, opriți-vă. Chiar fratele Umbran avea o predică, tot așa, despre oprire. Din când în când, trebuie să ne oprim și să ne facem niște calcule, să ne gândim puțin. Nu tot să mergem, tot să mergem. Și în seara aceasta îmi doresc lucrul acesta. Să ne oprim. Chiar să ne oprim puțin și să ne gândim oare urmarea noastră, umblarea noastră după Iisus sau cu Iisus sau după El, dar El ne-a spus să mergem după El, este una bună? Este una pe care o vrea El? Este exact așa cum o vrea El? Sau este una mai mult cum ne place nouă și cum ne convine nouă? Vedeți dumneavoastră de ce trebuie să ne oprim? Pentru că dacă veți face un calcul simplu de la Domnul Iisus Hristos încoace, au trecut aproximativ 2000 de ani, 2000 de ani. Atunci a început creștinismul și s-a dezvoltat până în zilele noastre. L-a început mai timid, dar în zilele noastre se numără cu miliardele. Nu știu, cred că 1,5 miliarde, 2 miliarde de creștini în lume. Dar de la Domnul Iisus Hristos și până la noi, vă imaginați câte miliarde de oameni s-au numit creștini? Câte miliarde de oameni și-au propus să-L urmeze pe Domnul și au spus că-L urmează pe Domnul? Cred că sunt de 10 de miliarde de oameni care au avut intenția aceasta bună să-L urmeze pe Domnul Iisus. Dar dacă vom privi în istorie, vom vedea că n-au făcut așa cum a avut Domnul. Și de aceea, eu îmi doresc să ne oprim în seara aceasta și să ne analizăm fiecare pe noi înșine. Și să ne dăm un răspuns în fața Evangheliei, în fața Cuvântului Dumnezeu, să găsim în inimile noastre dacă umblarea noastră este una corectă, una plăcută, una pe care Domnul Iisus și-o dorește și este acceptată de El. Vreau să vă reamintesc, că probabil cel mai mult știți, între anii 500 și 1500 de la Domnul Iisus Hristos încoace, această perioadă a fost una dintre cele mai întunecate perioade ale umanității. Ea se cheamă Evul Mediu. Am spus 500-1500 după Hristos, dar aceasta variază de la țară la țară și de la continent la continent. Vorbesc de continent recunoscute, că America nu era cunoscută încă la început. Această perioadă de aproape 1000 de ani a fost una dintre cele mai întunecate perioade ale umanității. Cea mai neagră perioadă a umanității. Dacă în perioada romană era o înflorire și comercială și din toate punctele de vedere, după când a început această perioadă, prin anii 400-500, totul a început să cadă la pământ. Dar erau deja mulți creștini. Erau țări creștine. În acești 1000 de ani de perioadă neagră de Evul Mediu, creștini se omorau între ei. Creștinii martirizau pe alți creștini. De ce? Pentru că nu credeau așa cum credeau ei. Cu siguranță că erau creștini care nu erau născuți din nou. Majoritatea, datorită faptului că erau țări care au devenit creștine, erau creștini care urmau o religie. Dar nu erau creștini care erau născuți din nou.
Dar dacă l-ai fi întrebat pe acest creștin de ce face asta, o făcea în numele lui Hristos. În numele religiei în Hristos. Și au fost dați la moarte, dacă citiți istoria, istoria bisericii, dacă citiți, veți vedea în țări civilizate, vorbesc de țările din Europa, unde în Spania, în Franța, în aproape în toate țările, creștini adevărați au fost martirizați, au fost arși pe rug, au fost omorâți cu sabia și așa mai departe. De ce? Pentru că acești oameni credeau că îl urmează pe Iisus, dar în fapt nu-l cunoșteau pe Iisus. De aceea merită în seara aceasta să ne oprim și noi și să vedem oare îl urmăm pe Domnul cu adevărat? Oare mergem după El așa cum ne-a spus El, vino după mine, cum ne-a spus lui Petru, cum a spus ucenicilor? Mergem noi exact pe urmele Lui? Pentru că, de ce să nu o spunem? Ce mare amăgire ar fi să umpli o viață întreagă cu Iisus și la sfârșit de drum să realizezi că n-a fost cum trebuie și ai călcat pe deloc. Domnul Dumnezeu să ne dea lumină în seara aceasta. Să ne dea putere să ne cercetăm înăuntru. Sigur că noi astăzi nu mai omorâm creștini. Noi astăzi poate tolerăm și pe ceilalți. Cum sunt, nu ne prea interesează. Dar asta nu înseamnă că totuși suntem bine și umblăm așa cum vrea Domnul. Dar Domnul să ne ajute, adâncindu-ne în Sfintele Scripturi, în Cuvântul Lui, să putem să-L căutăm și să umblăm pe calea Lui așa cum vrea El. El ne-a lăsat modele de oameni care au umblat cu El. Și oamenii aceia, la rândul lor, cum a fost Apostolul Pavel, a putut spune, călcați pe urmele mele, pentru că și eu cad pe urmele Lui. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos s-a adresat mulțimii și ucenicilor și le-a spus așa, în Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Repet. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Pare la început că invitația aceasta a Domnului este una facultativă. Dacă vrea cineva. Domnul nu obligă. Deși a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni, spune Apostolul Pavel în fapte 17, să se pocăiască. Aceasta este porunca lui Dumnezeu cu privire la noi, la oameni. Și aceasta este dorința lui Dumnezeu, să ne pocăim. Dar spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci Dumnezeu, la început să menționăm, nu obligă pe nimeni. Nu va obliga pe nimeni să-L slujească și să-L urmeze. Este liberul arbitru care l-a lăsat în noi și noi înșine trebuie să decidem dacă vrem să mergem după Domnul sau dacă nu vrem să mergem după El. Noi vom alege. El nu ne respinge, dar noi putem să-L respingem pe El. El nu ne respinge niciodată. Dar este alegerea noastră dacă vrem să-L slujim pe El sau dacă nu vrem să-L slujim pe El. Și apoi spune, dacă voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că oricâte proiecte ți-ai făcut și oricâte gânduri și vise ai în viață, dacă Domnul vrea ceva de la tine, tu trebuie să le lași toate și să-L urmezi pe Domnul. Asta înseamnă să te lepezi de El. Asta nu înseamnă că nu mai mergi la școală și asta nu înseamnă că nu mai mergi la lucru. Asta nu înseamnă că nu mai lucrăm sau că nu mai facem nimic. Nu! Ne pregătim la școală ca să ne facem o profesie și probabil mergem la lucru ca să ne câștigăm pâinea fiecare dintre noi. Dar dacă Domnul îți vorbește că are un plan cu tine, tu trebuie să fii gata să lași totul și să-L urmezi pe Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Poate că ai făcut o facultate. Ai făcut o facultate, ai devenit inginer și te gândești că mai faci încă una și o să devii șef la o mare companie și după ce ai făcut toată facultatea asta și ai stat în școală ani de zile, Domnul îți vorbește, acum e ok, acum am nevoie de tine, vreau să intri în lucrarea mea și să mergem cu tare loc și să vestești Evanghelia. Și tu ai spus, da, bine, dar am făcut la școală, m-ai ajutat la examen, ai fost cu mine, când te-am rugat, m-ai păzit, m-ai ocrotit, mi-ai dat succes la examen și acum las totul baltă și trebuie să plec. Exact așa.
Exact așa, când Domnul te cheamă, El este prioritatea ta pentru El. Tu trebuie totdeauna să fii la dispoziția Lui și proiectele tale și visurile tale trebuie să cadă înaintea Domnului Iisus Hristos. Amin? Aceasta înseamnă să te lepezi de tine, să nu ai lepădare de sine, să nu ai tu prioritățile tale, ci în primul rând să fie Domnul Iisus Hristos. Biblia merge chiar mai departe și Domnul merge chiar mai departe. Trebuie să-L iubești pe Domnul mai mult decât pe tata, trebuie să-L iubești pe Domnul mai mult decât pe mama, trebuie să-L iubești pe Domnul mai mult decât soția sau soțul, trebuie să-L iubești pe Domnul mai mult decât copiii. Domnul trebuie să fie în prim plan al tău. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune să-și ia crucea în fiecare zi. Să-și ia crucea în fiecare zi. S-a predicat de mai multe ori, s-a spus de mai multe ori despre cruce. Aș vrea să fac lucrul acesta pe scurt. Cruce înseamnă, părerea mea și ceea ce cred eu, ceea ce ai de suferit din pricina Domnului Iisus Hristos. Ceea ce ai de suferit din pricina Domnului Iisus Hristos. Poate că ai de suferit în familie, te resping ceilalți care sunt necredincioși, poate că te resping cei care sunt colegii tăi, poate că te resping cei de la școală, colegii tăi. Tot ce ai de suferit din pricina lui Hristos e o cruce pe care trebuie, e un preț pe care tu trebuie să-l plătești în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ele pot fi necazuri, ele pot fi tot felul de lucruri, dar ele sunt acelea pe care tu le ai de suferit și pe care le ai de suportat din pricina lui Hristos. Apoi spune în fiecare zi și să mă urmeze, adică să umbli cu Domnul în fiecare zi și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am legat întotdeauna acest verset, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi, de un alt verset al Apostolului Pavel, Galateni 2:20, în care spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce înseamnă acest verset? Acest verset înseamnă că eu am fost răstignit împreună cu Hristos, eu sunt pe cruce, omul meu cel vechi este condamnat la moarte, este răstignit și el trebuie să moară. El moare încet în fiecare zi. Îl hrănesc pe omul spiritual, nu pe cel firesc. Cel firesc este condamnat la moarte. Asta înseamnă drumul crucii. Moarte sigură pentru omul cel vechi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să-l hrănim pe omul cel spiritual cu rugăciune, cu post, cu citirea cuvântului, așa cum suntem îndemnați de fiecare dată. Aș vrea să aduc în fața noastră, pentru că timpul trece foarte repede, câteva exemple de oameni care au vrut să-L slujească pe Domnul, au vrut să umble cu Domnul. Unul dintre ei este un cărturar și îl găsim în Matei 8:19. Un cărturar a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus, atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, învățătorule, vreau să te urmez, unde vei merge? Ce frumos! Un învățător a legii, un cărturar, un om cu școală, a venit la Domnul și a spus, învățătorule, probabil că el a văzut, a văzut ce face, a văzut cum vorbește, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și poate, dacă eram noi, ne-am fi bucurat repede și l-am fi pus și l-am fi luat în compania noastră. Dar Domnul i-a spus așa. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde-și odihni capul. Adică i-a spus cu alte cuvinte, e bine ce vrei, dar nu uita, este un preț de plătit. Apoi, în Luca ni se vorbește despre alte persoane care la fel au vrut să meargă cu Domnul. Luca 9:59 să citim. Altul i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. E un lucru normal? E un lucru normal, e un lucru bun. Dumnezeu ne îndeamnă să ne iubim familia. Dar Domnul, vedeți ce îi răspunde. Dar Iisus a zis, lasă morții să-și îngrope morții și du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Acesta era un ucenic al lui. Așa spune în altă parte, în Matei, era un ucenic. Și spune, lasă morții să-și îngrope morții. Iar tu, du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Din nou, a fi ucenicul Domnului, a urma înseamnă să plătești un preț. Și apoi un altul care tot acolo este,
Spune, un altă zi, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas spun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Din nou, îi spune, ai de plătit un preț. Nu poți, dacă te-ai angajat în lucrarea aceasta, tu trebuie să faci ceea ce e de făcut și să lași celelalte lucruri altora să le facă. Un alt exemplu de om care a vrut să-L slujească pe Domnul și să meargă cu El, îl găsim în Marcu. Este vorba despre tânărul bogat. Vă amintiți? Acest tânăr bogat s-a prezentat la Domnul Iisus Hristos și spunea el ce bine să fac ca să intru în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul l-a întrebat, cunoști poruncile? Și el a zis, da, le cunosc, am păzit din tinerețea mea. Se pare că Domnul l-a simpatizat, l-a iubit, pentru că știa că era sincer și păzea poruncile. Și a spus, îți mai lipsește un singur lucru. Domnul care vedea dincolo de tot ce se întâmpla, vedea în inima lui, care a spus, îți mai lipsește un singur lucru. Din de tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în cer și apoi vino și urmează. Omul acesta l-a provocat pe Domnul și a vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar când Domnul i-a pus condiția și a spus, pentru că a văzut că este legată de bogăție, și a spus, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o bogăție în cer și vino și urmează-mă, să spune cuvântul Domnului că omul acesta a plecat cum? Bucuros? Foarte întristat. Așa condiție, nu s-a așteptat. Ar fi vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu, ar fi vrut să-L urmeze pe Iisus, dar nu putea să plătească prețul. Domnul Iisus Hristos, în cuvântul lui, trage o concluzie și merită să tragem o concluzie. Și este scris în Matei, capitolul 10, cu 38. Este așa. Cine nu și-a crucea lui în fiecare zi și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine nu este gata să plătească prețul, cine nu este gata să facă sacrificiu ca să meargă după Iisus, nu este vrednic de El și nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca noi să putem să fim vrednici. Ne-am angajat că slujim, să fim gata să plătim acel preț. Aș vrea să vă aduc în fața noastră câteva exemple de frați de-ai noștri care au fost gata să plătească prețul și care, atunci când au spus că merg după El, au și făcut-o. Unul dintre acestea este chiar Apostolul Petru. Dacă vă amintiți în textul care a fost citit, Domnul i-a spus, vino după mine. Vă întreb, s-a dus Petru după Domnul? Eu cred că s-a dus. Dacă vedem lucrarea lui, dacă vedem ceea ce a făcut Petru în continuare, ne dăm seama că Petru a intrat în lucrarea lui Dumnezeu și s-a dus așa cum i-a spus-o el. La început s-a dus și a întâlnit câțiva ucenici care pescuiau și le-a spus, veniți după mine, vă voi face pescari de oameni. S-au mai dus ei acasă să vorbească, să-și arăteze, zice, au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Asta înseamnă să mergi după Iisus. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt exemplu care l-a urmat pe Domnul Iisus este Apostolul Pavel. Ne spune cuvântul Domnului și știm toată istoria lui, cum a renunțat la toată școala lui, la toată pregătirea lui și poziția lui și l-a urmat pe Domnul. A primit de la Domnul prigonie, a primit din partea fraților lui, din partea evreilor. A fost prigonit, a fost disprețuit, poate chiar și din neamurile lui, din rudenile lui, dar spunea el, călcați pe urmele, era așa de sigur că umblă cu Domnul. Era așa de sigur că umblă cu Domnul, cât a spus, călcați pe urmele mele. Că nu o să vă rătăciți, dacă călcați pe urmele mele, pentru cât și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci nu este eroare, călcați, veniți pe urmele mele. Ce frumos ar fi dacă noi, ca și bărbați, ca și părinți, ca și tați, am putea spune în seara aceasta copiilor noștri, călcați pe urmele noastre, veniți pe aici unde mergem noi. Domnul să ne ajute. Nu suntem perfecți. Ne dorim și ei să vină după noi, să facă mai bine ca și noi, să se apropie mai mult de Domnul, să fie mai aproape de Domnul, să-L cunoască mai mult pe Domnul și Domnul să-i ajute. Amin. Și aici putem să avem o concluzie și putem să avem un test cu privire la cei ce urmează cu adevărat pe Domnul. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan, capitolul 10, cu versetul 27. Dacă vrei să te verifici, dacă îl urmezi pe Domnul așa cum vrea El, spune cuvântul Domnului aici așa. Oile mele
cunosc glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Te poți testa, te poți verifica dacă cunoști glasul lui, dacă mergi după el, dacă el te cunoaște și dacă mergi după el, pentru că spune el, oile lui merg după el. Ele vin după mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un angel, pentru că ați văzut când Domnul Iisus Hristos i-a vorbit lui Petru, i-a spus, focusul tău, Petre, trebuie să fie să vii după mine. Să mă urmezi pe mine și să faci ceea ce eu ți-am spus că tu trebuie să faci. Dar Petru v-a spus că e un reflex al nostru. Și a spus, da, cu acesta ce va fi? L-a văzut pe Ioan, știa că este mai tânăr și a zis, da, cu acesta ce va fi? Și Domnul i-a dat o explicație destul de dură și a zis, ce-ți pasă ție ce se întâmplă cu ceilalți? Problema ta este, tu vino după mine. Focusul tău trebuie să fie aici. Tu vino după mine. Înțelegem din cuvintele Domnului Iisus Hristos, din spusele Domnului Iisus Hristos, că Dumnezeu Sfântul și Domnul Iisus Hristos are un plan cu fiecare dintre noi. Cu Petru are un plan, cu Ioan are un plan, cu Iacov a avut alt plan, cu Ștefan a avut alt plan. Au fost planurile lui la fel cu toți oamenii? Nu. Ștefan a murit ca martir și a murit de vreme. Ioan a murit târziu, bătrân. Petru probabil tot martir. Știi cum și Pavel a murit ca și martir. Și alții, alți creștini, au murit martir. Domnul Iisus Hristos, nu-i treaba voastră cum am aranjat eu planul meu cu fiecare. Important este să înțelegeți că eu am un plan cu voi, cu fiecare. Tu trebuie să intri în planul lui Dumnezeu. Tu trebuie să sesizezi planul lui Dumnezeu și să intri și să-L urmezi pe Iisus. Nu-i treaba ta cum lucrează Dumnezeu cu fratele de lângă tine. Sigur că odată ce suntem frați, ne pasă unii de alții. Dar planul lui Dumnezeu este specific pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute să-L sesizăm și să-L acceptăm și să-L intrăm în El, chiar dacă nu-L cunoaștem. Și cei mai mulți dintre noi nu cunoaștem planul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu va lucra cu privire la noi. Aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră câțiva oameni ai Bibliei care au acceptat, au sesizat planul Dumnezeu și au acceptat planul Dumnezeu și au intrat în planul Dumnezeu și Dumnezeu a putut să lucreze cu ei. Unul dintre ei este Moise. Moise a sesizat la un moment dat planul lui Dumnezeu, deși la început a avut câteva ezitări, dar la un moment dat s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, a intrat în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu a putut să-și facă planul lui. Să-și ducă poporul evreu, să-i treacă prin toate problemele care au fost, să facă o cerere între ei și să-i ducă în țara promisă. De ce? Pentru că a existat un om cu numele de Moise care la un moment dat a acceptat planul lui Dumnezeu. Și n-a mai vrut altceva, n-a vrut gloria Egiptului, n-a vrut nimic altceva, ci a vrut să slujească pe Domnul și să facă ceea ce Domnul i-a organizat. Slăvit să fie numele Domnului. Este un exemplu de om care a intrat, a sesizat și a acceptat planul Dumnezeu. Este un alt om al Dumnezeu care la fel a sesizat și a văzut planul Dumnezeu. Este Iosif, un tânăr. Un tânăr care a avut visuri la început, a avut de suferit din cauza visurilor, dar Dumnezeu l-a trecut printr-o școală foarte dură. A fost aruncat într-o groapă, a fost vândut, a ajuns în închisoare și pe urmă a ajuns să fie guvernator. Era planul lui Dumnezeu. Iosif n-a știut planul Dumnezeu de la început. Poate i-ar fi fost teamă dacă Dumnezeu i-ar fi descoperit și l-ar desfășurat dinainte planul lui. Dar Dumnezeu a avut un plan și Iosif l-a urmat mereu și mereu. A refuzat să păcătuiască, a refuzat să se păteze. A știut că El este copilul lui Dumnezeu și că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este Cel ce-L conduce și are un plan cu El, slăvit să fie numele Domnului. A fost un om care a stat la dispoziția Dumnezeu și Dumnezeu a salvat poporul lui prin acest om, prin Iosif, slăvit să fie numele Domnului. Un alt exemplu, David. David este un om care, la fel, a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a acceptat planul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Saul îl urmărea, el era împărat. Și el putea și l-a avut în mână pe Saul. Putea el să regleze problemele. Și Domnul și David a așteptat totdeauna să se realizeze voia lui Dumnezeu. Spune el, să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Dar Domnul i-a dat în mână. Nu putea să rezolve problema. Știa că este împărat. Era un împărat. Știa că el este împăratul Israel. Dar David n-a făcut. A așteptat
tot planul lui Dumnezeu să se desfășoare așa cum a vrut Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, să dăm și un nume de femeie, Estera. Estera a fost o femeie care a intrat în planul lui Dumnezeu, a sesizat planul lui Dumnezeu. Sigur că a avut un unchi care a încurajat-o și care a sfătuit-o în Ardoheu. Dar când Estera a ajuns împărăteasă, acolo a avut parte de ochii frumoase, de probabil de bijuterii, de tot felul de cosmetici. A avut parte de ele, pentru că era acolo, era împărăteasă. Dar nu s-a mulțumit cu aceea. Spunea și spunea Mardoheu, poate pentru o vreme ca aceasta tu ai ajuns aici ca să salvezi poporul lui Dumnezeu. Și Estera a făcut ceea ce trebuia să facă, să intre în planul lui Dumnezeu și să mijlocească pentru poporul evreu, slăvit să fie numele Domnului. Bărbați sau femei, toți avem un plan. Dumnezeu are un plan cu noi și vrea să ne folosească. Important este să sesizăm planul lui Dumnezeu, să-l acceptăm și să intrăm în el. Aș vrea să vă aduc și două cazuri de oameni care, sau trei chiar, care n-au sesizat și n-au intrat în planul lui Dumnezeu. N-au acceptat planul lui Dumnezeu. Unul dintre ei este Samson. Dacă vă amintiți, lucrul acesta vom găsi în judecător. Samson, Dumnezeu avea un plan cu el. Planul lui era ca el să fie guvernator și să conducă poporul lui Dumnezeu în perioada respectivă. Nașterea lui este o naștere deosebită, nu este o naștere obișnuită a lui Samson. În Judecător, capitolul 14 și apoi 16 vom găsi despre Samson. Dar cu toate că acest om s-a născut și Dumnezeu anunțase nașterea lui și Duhul Sfânt a fost peste el, imaginați-vă, în vechime. Băiatul acesta care atunci când a devenit mai mare și mergea pe largim, era cel mai puternic, a început să iasă din planul Dumnezeu. Știți ce a făcut? Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. De ce trebuia să se uite el la fetele filistenilor? El era un evreu. Putea să căsătorească cu cine vroia din fetele evreice, nu-i așa? Îi se permitea lucrul acesta. Nu trebuia să rămână singur, putea să căsătorească cu orice fată. Dar el și-a oprit privirea spre fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Poate că mama și tata ar fi vrut să-i spună: măi, Samson, sunt atâtea fete evreice, stai să mai vorbim, stai să discutăm, stai că nu-i chiar așa. Și zicea Samson: luați-mă când? Acum. Acum mi-o luați. Nu că mai discutăm, că mai vorbim. Acum mi-o luați de nevastă. Pentru că a început să iasă din planul lui Dumnezeu. Știți ce mai urmează? Spune, tatăl său și mama i-au zis: nu este nicio femeie din fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să iei de nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mă, că-mi place. Ăsta e argumentul. Nu este niciun logic, nu este nimic. Ia-mă, că-mi place. Și acum, frați tineri, care mergeți pe la gym sau faceți alte activități, putem să ieșim ușor din planul lui Dumnezeu, gândind așa. Știți ce a ajuns Samson? Cel care, peste care era Duhul lui Dumnezeu și care trebuia să izbăvească pe Israel de toți dușmanii lui din jur, Samson a plecat la Gaza, a văzut o curvă și a intrat la ea. Ăsta e omul pe care trebuia să steie Duhul Sfânt. Apoi spune, după aceea a iubit o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. Din femeie în femeie. Acesta era omul care trebuia să intre în planul lui Dumnezeu, dar care a eșuat. Și n-avem timp să vorbim despre toată istoria lui, dar știți cum s-a întâmplat. Filistenii au scos ochii și a murit împreună cu filistenii la un moment dat. De ce? Pentru că era un tânăr cu un potențial extraordinar, pe care Domnul îl chema într-o lucrare deosebită, extraordinară, dar care a refuzat să intre în planul lui Dumnezeu. Un alt om este Saul. Saul Domnul l-a rânduit să fie împăratul lui Israel. L-a uns ca împărat, primul împărat al lui Israel. La început lucrurile au fost ok, au mers bine. Dar la un moment dat a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. A ieșit de sub puterea lui Dumnezeu. Și n-a mai ascultat
cuvintele lui Samuel și cuvintele Domnului. La un moment dat a trebuit să se spună că neascultarea este tot atât de vinovată ca și închinarea la idol și alte lucruri pe care le făceau oamenii de afară. Un om care la început a pornit bine, dar care a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și de sub ascultarea lui Dumnezeu. Un om care a ieșuat în planul lui Dumnezeu. Și dacă vreți și Noul Testament, Dima, ni se spune în Cartea Sfântă, era un băiat care Dumnezeu a rânduit să fie pe lângă Apostolul Pavel. Avea toate condițiile și toate circumstanțele ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu în cuvânt puternic. Noi nu avem ocazia astăzi să ascultăm pe Apostolul Pavel, așa cum l-a ascultat Dima. Să asculți cuvântările al Apostolului Pavel, să stai în privat, să stai de vorbă cu Apostolul Pavel. Și spune cuvântul Domnului că Dima, din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe Pavel, l-a părăsit pe Domnul, a ieșuat în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu probabil că vrea să-l călăuzească pe această linie, să meargă cu oamenii lui mari, să la un moment dat să fie un ucenic de stoic, să vestească Evanghelia, el în continuare, să fie de ajutor pentru evangheliști. A ieșuat cu privirea la lume și se spune că în moment ce conduci, dacă privești spre stânga, automat o iei spre stânga. Dacă conduci și privești spre dreapta, automat o iei spre dreapta. Probabil așa s-a întâmplat și cu Dima. Mergea și tot se uita prin lume, mergea cu Apostolul Pavel. Și la un moment dat, dus a fost. Un om care a ieșuat și el în planul de mântuire a Dumnezeu. Mă rog Domnului ca să ne ajute să-L slujim pe El, să-L urmăm, să mergem pe urmele Lui, așa cum spunea Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, eu calc urmele lui Hristos. Să fim siguri că călcăm urmă cu urmă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Nu ne vom înșela. Când vom ajunge în cer, ne vom bucura. Domnul să ne ajute. Amin. Dragii mei, este a cincea duminică în care, atât la părtășia de dimineață, cât și la cea de după masă, se vorbește despre învierea Domnului Iisus. Aș vrea să vă spun că pentru mine a fost cumva o surpriză să citesc una din întrebările pe care Pavel le-a pus în Epistola către Corinteni, capitolul 1, capitolul 15, versetul al 12-lea. Pavel zice așa: dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Nu cei din lume puneau sub semnul întrebării învierea din morți, ci iată chiar unii din cei ce erau membri ai bisericii din Corint. Dragii mei, în aceste întâlniri, 10 la număr, noi, după priceperea pe care ne-a dat-o Domnul, am încercat să vorbim despre evenimentele care au avut legătură cu învierea Domnului Iisus. Pentru noi, care credem în cuvântul Scripturilor, învierea este cel mai sigur eveniment din trecut. Și în același timp, aș îndrăzni să spun că revenirea Domnului Iisus în slavă este cel mai sigur eveniment ce ține de viitor. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că problema învierii Domnului Iisus este o problemă care stă în fața fiecăruia dintre noi. Este o problemă față de care nu ne putem permite să stăm nepăsători. Nu ne putem permite să o lăsăm pentru o altă dată. Vom vedea ce se va alege din învățătura aceasta, dacă e adevărată, dacă nu e adevărată. În privința aceasta, trebuie să avem o opinie clară, trebuie să avem o convingere fermă. Aș vrea să vă spun că omul care crede cu tărie în învierea Domnului Iisus dintre cei morți este omul care are biruință și a cărui viață este transformată. Se vorbea dimineață despre o viață nouă la care Dumnezeu ne cheamă, la care noi avem acces pentru că noi credem în Iisus, în învierea Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă vă veți uita în cuvântul Scripturilor în detaliu, veți vedea câteva transformări pe care învierea Domnului Iisus le-a adus în viața celor ce au crezut-o. Și sunt transformări pe care noi le dorim în viețile noastre. Una dintre ele este transformarea înfrângerii în biruință. De mii de ani de când Dumnezeu l-a creat pe om și omul a căzut în păcat și până la moartea și învierea Domnului Iisus, moartea a fost pecetea
definitivă și irevocabilă pusă pe orice activitate umană. De-a lungul miilor de ani au murit și împărați, au murit și oameni simpli, au murit și oameni educați și au murit și neștiutori de carte. Toți au murit. De aceea, înțeleptul Solomon, când scrie cartea Eclesiastului în capitolul 8, versetul al 8-lea, dacă nu dau greș, el zice: în lupta aceasta nu este izbăvire. Oricât de multe armate ar fi adunat cineva în jurul lui, nu l-ar fi putut scăpa de moarte. Exista o cântare care se cânta în România și pe când eram tânăr, am ascultat-o și eu. Ceva cu foaie verde, spic de pâine, dacă aș ști că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră și așa mai departe. Cânta cântărețul, dar se băicărea. Adevărul este că există biruință asupra morții. Dacă Solomon a spus în vremea lui că în lupta aceasta nu este izbăvire, el se întemeia pe toată experiența umană până la el. Dar a venit Hristos, a murit pe cruce și apoi a biruit moartea cu moartea pe moarte călcând. Și de aceea Apostolul Pavel vine și întreabă la un moment dat: unde îți este biruința moarte? Adevărul este că învierea Domnului Iisus este cea mai puternică dovadă că moartea a fost biruită. Iar noi care suntem copiii lui Dumnezeu, care îl avem pe Domnul Iisus în viața noastră, care îl ascultăm și îl urmăm, nu doar că am promis că îl urmăm, care îl urmăm cu adevărat, noi putem conta pe biruința aceasta, pentru că și noi cum avea biruința aceasta. De aceea Pavel îi întreba pe frații din Corint: cum zic unii dintre voi că nu este o înviere? Probabil că unii dintre ei puneau sub semnul întrebării învierea, pentru că erau influențați de învățătura saducheilor, despre care știm că spuneau că nu este nici înviere și nu este nici Duh și nici Spirit. Dar aș vrea să credem cuvântul Scripturilor. Există înviere și Iisus a dovedit-o. Binecuvântat să fie El. Apoi o altă transformare a fost transformarea temerii, a fricii în îndrăzneală. Aș vrea să vă spun că Apostolul Petru, când Domnul i-a spus că în noaptea aceea se va împlini o profeție din Vechiul Testament, păstorul va fi lovit și unii chiar din biserică își fac plăcerea de a lovi păstorul, rufia sau altul, în treaba lor că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, de-a vor Dumnezeu să ierte pe toți. Aș vrea să vă spun, Petru a spus plin de îndrăzneală: Doamne, eu mă voi duce cu tine până la moarte. Și toți au spus același lucru. Și Domnul a spus: în noaptea asta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și chiar și tu, Petru, te vei lepăda de mine de 3 ori. S-a lepădat Petru de Domnul Iisus nu că a fost dezamăgit de Domnul Iisus. S-a lepădat Petru de Domnul Iisus pentru că a fost cuprins de frică. Acela care în Ghețimani a scos sabia de sub haină și a fost gata să lovească, să-l apere pe Domnul, la un moment dat a fost biruit de frică în fața unei slujnice. Se învârtea aia pe lângă el ca musca pe lângă borcanul cu marmeladă. Numai nu se lăsa de Petru. Și Petru, disperat, de 3 ori s-a lepădat de Domnul în noaptea aceea. Dar, vedeți, în cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta, am citit că Domnul i-a spus lui Petru: Petre, va veni o vreme când vei întinde mâinile, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi să mergi. Și ca să n-avem dubiu asupra semnificației acestor cuvinte, Evanghelistul adaugă inspirat de Duhul Dumnezeu: Domnul a spus aceste lucruri ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Apostolul Petru pe Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, în scrierile lui Tertulian, de la începutul secolului al III-lea, un lider creștin foarte erudit, Apostolul Petru a murit pentru credință, răstignit ca și Domnul Iisus, dar într-o altă poziție. Nu s-a mai temut Petru de moarte și nimic nu l-a mai putut opri pe Petru. L-au pus în temniță și pe el și pe Ioan și a spus: să nu mai vorbiți la nimeni despre lucrurile acestea. Și Petru i-a pus, le-a dat șahmat adversarilor lui și i-a întrebat: spuneți-ne voi, judecați voi singuri, dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și Petru a avut atunci și de atunci încolo o îndrăzneală extraordinară. N-a avut-o înainte. Din punct de vedere fizic, puterile lui au mers
mergi slăbind, că pe cum îmbătrânești, suta de metri o fugi în tot mai multe secunde și scările la etaj le urci tot mai greu. Puterea fizică ți se duce, îți cad dinții, slăbește vederea, ți rănește părul și alte consecințe. Dar în timpul acesta, omul dinăuntru se noiește, capătă putere și pe Petru nu l-a mai putut îngrozi nimeni și nimic. Apoi, și cu gândul acesta, voi încheia. Aș vrea să vă reamintesc că în ziua aceea glorioasă a Învierii, ucenicii nu mai aveau nicio direcție în viață. Erau adunați la oaltă, erau încuiați, probabil și o masă proptită la ușă să nu-i prindă nimeni, și niciunul dintre ei nu știa ce au de făcut. Pe oricare ei fi întrebat care este planul următor, ce face mâine, ar fi limitat din numere și ar fi zis întreabă pe ăla, întreabă pe ăla. Nimeni nu știa ce trebuia făcut. Și ar trebui să vină Iisus să se ocupe de ei, să le dovedească faptul că învierea Lui este un eveniment real și apoi să le dea pas cu pas viziunea lucrării. Pentru că învierea înseamnă, de fapt, o nouă perspectivă. Și lui Petru, Domnul îi spune, Petre, dacă mă iubești, paște mielușeii, paște oițele și paște oile mele. Adică, dacă tu, Petre, pe mine mă iubești așa cum declari că mă iubești, atunci arată dragostea față de mine slujind celor ce mi-aparțin. Sunt vârste spirituale în biserică și n-am să vorbesc despre lucrul acesta acum, dar adevărul este că Petru a fost chemat să păstorească turma lui Dumnezeu. Știți ceva? Păstorul își duce turma la pășune. Le oferă oilor, oiților și mielușiilor hrană. Le arată unde este, îi cheamă, merge înaintea lor. Însă ce nu poate face păstorul, din câte am văzut eu, am crescut la țară și vă pot spune lucrul ăsta. Păstorul nu mâncă el pentru oi. Am avut un vecin care avea oi. Câteodată avea mai multe, câteodată mai puțin. În fiecare dimineață ieșea cu oile și oile mergeau după el. Le ducea pe câmp, în jurul satului, mai spre deal, mai spre pădure, în diferite direcții, unde socotea că este hrana mai bună. Dar niciodată n-a mâncat el de acolo pentru oile lui. El le ducea și era datoria lui, datoria lor să mănânce. Ca slujitorul lui Dumnezeu, dacă ar fi să vorbesc din pasajul acesta încă o dată, v-aș împărtăși câteva gânduri din partea mai puțin vizibilă a slujirii pastorale. Pentru că uneori mă gândesc că poate ar fi bine să știți ceva și din ce se întâmplă prin culise. Dar nu este în seara aceasta momentul. Aș vrea însă să rămânem cu o idee centrală. Învierea Domnului Iisus aduce transformări în viața noastră. Iar dacă transformările acestea, care se văd la ucenici, nu se pot identifica și la noi, va trebui să ne reconsiderăm convingerile noastre față de Înviere. Trebuie să reevaluăm toate aceste lucruri. Cine crede în Înviere, să știți că nu mai trăiește cum trăiesc cei din lume, care nu cred în ea. Și acum, în încheiere, dragii mei, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea să venim înaintea Domnului cu rugăciune. Aș vrea să ne credințăm soarta pe mai departe în mâna Domnului și când spun soarta, spun fiecare zi care stă în fața noastră. Din câte ne-a rânduit Domnul, am vrea să le trăim pentru El. Și am vrea să experimentăm în viața noastră puterea Învierii lui Iisus. Amin. Să ne rugăm împreună.